Prânzului, zeci de cadre didactice s-au adunat în fața prefecturii, instituție care reprezintă guvernul în teritoriu. Protestul a făcut parte din calendarul mișcărilor sindicale programate în această perioadă, în paralel cu negocierile care se poartă la nivel central. Nu ne-am dorit, dar iată că ceea ce am bănuit se întâmplă. Guvernanții ne ignoră în continuare, au cu totul și cu totul alte preocupări decât rezolvarea problemelor din învățământ. Nu avem manuale, dar avem timp să ne rezolvăm problemele politice. Nu avem finanțare, dar găsim finanțare pentru cu totul și cu totul alte lucruri. Nu avem bani pentru plata sentințelor judecătorești, dar găsim să finanțăm în continuare aparatul politic. La protestul de astăzi au participat lideri sau reprezentanți ai sindicatelor din unități de învățământ de pe raza întregului județ. Nu mai pot să mai suport prostia și minciuna guvernanților de acum, care sunt acum la putere. Bine, ne-au mințit toți în decursul anului, nicio problemă, dar cel puțin ăștia au mers din minciună în minciună, ne-au considerat proști și au mințit continuu. Nu mai pot. Nu mai suport cu voucherele de vacanță, cu salariile de la 1 iulie, ba nu de la 1 iulie, de la 1 decembrie, nu de la 1 decembrie, de la 1 ianuarie, dar nu de la 1 ianuarie, de la 23 martie, știți? Asta e problema. Nu mai suportăm minciuni. Protestăm pentru aducerea cadrelor didactice acolo unde le este locul, în grila salarizării, pentru obținerea plății salariilor la nivelul lunii decembrie 2016. Pentru niște promisiuni deșarte, pentru timp pierdut, pentru mărirea volumului de muncă neacoperit în același timp cu promisiunea de a ni se fi mărit salariile și în principiu pentru neajunsurile cu care ne confruntăm. O delegație din partea sindicatului a fost invitată pentru discuții cu prefectul Carmen Ichim. Protestatarii au înmânat lista cu revendicări pentru a fi transmisă responsabililor din guvern. Mama lor la toți, peștea hoți, mama lor la toți.